Potrivit reprezentanților companiei, după modernizare, eficiența energetică a instalației a crescut, iar aceasta poate procesa integral producția internă proprie de țiței. Totodată, modernizarea instalației va însemna creșterea ponderii motorinei în mixul de produse, ceea ce va contribui la reducerea importurilor, în condițiile în care, în momentul de față, o treime din necesarul de motorină de pe piața românească provine din import. Pentru modernizarea în timp record a instalațiilor, la care au contribuit circa 4.500 de oameni din mai mult de 100 de companii, furnizori direct și subcontractori, rafineria a oprit producția în luna mai a acestui an. Petrobrazi este singura unitate funcțională de rafinare a petrolului din portofoliul OMV Petrom. Compania mai deține o rafinerie, Arpechin Pitești, pe care însă a închis-o anul trecut. La Petrobrazi, în schimb, Petrom are în derulare un program de investiții până în 2014 de 600 de milioane de euro.